îndoielile. Veți fuziona cu Partidul Național Liberal, dumneavoastră, cei de la ALDE? N-am văzut zvonurile astea și nu avem intenția aceasta. Sunt în presă, intensă în acest moment. Nu știu, eu n-am văzut, citesc presa zilnic, dar n-am văzut aceste zvonuri. În orice caz, vă pot spune foarte clar și cred că mai autorizat decât mine în partid, nu știu cine ar putea să fie, puteți să-i întrebați și pe colegii mei. Nu, vă întrebăm pe dumneavoastră, dar aveți dreptate, chiar sunteți cel mai autorizat în cadrul ALDE. V-a propus Iohannis la Cotroceni, v-a dat un apropo de fuziune cu PNL în discuțiile de acolo? Nu, nici pomenală, dar nici nu are, cred, căderea să discute președintele așa ceva. N-are căderea să facă multe lucruri și le face. De pildă, n-are căderea să nu respecte deciziile Curții Constituționale. Domnul Dumitrescu, în privința derapajelor constituționale ale președintelui, m-am exprimat în nenumărate rânduri. Nu am închis ochii. În ceea ce m-ați întrebat, această discuție n-a avut loc nici cu președintele, nici cu cei de la PNL, cu conducerea PNL-ului. Ca să fie foarte clar. Și opțiunea primă pe care ALDE o are este de a merge singur în alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Ce relații mai sunteți cu Victor Ponta și cu Pro-România în momentul ăsta? O relație foarte bună. Chiar Victor Ponta dezvăluia că în urmă cu o săptămână mâncam sarmale împreună în clădirea Parlamentului chiar. Nu e interzis. Dar am stat la prânz la masă și am discutat. Sigur că presa tot timpul am impresia că dincolo de senzațional mai dorește ceva și cred că nu mă puteți contrazice complet. Dorește să ne facă și agenda politică a unora. Și presa a mers pe ideea că Pro-România cu ALDE vor fuziona, se vor contopi, se vor înghiți, n-am avut astfel de planuri. Singura discuție pe care am avut-o și s-a și materializat a fost aceea referitoare la susținerea comună a unui candidat în persoana lui Mircea Diaconu. Și cred că am făcut o treabă foarte bună, pentru că acum, și când Dăncilă nu mai este prim-ministru, deci și-a pierdut principalul sau, dacă vreți, chiar singurul atui important, da? Mircea Diaconu are foarte bune șanse să intre în turul 2. Cu Pro-România, însă, sigur că suntem într-o relație în Senat. Senatorii grupului Pro-România intraseră în grupul ALDE. Între timp, însă, mișcările care s-au întâmplat au dus la desființarea grupului. La Camera Deputaților, la fel, colegii au format un grup comun. Deci avem o colaborare care, sigur că poate să continue, nu pot acum să vă spun. Lucrurile acestea evoluează și la un moment, probabil în preajma alegerilor de anul viitor, ne vom pune din nou problema dacă continuăm sau reînnoim o colaborare pentru alegerile locale sau ulterior pentru alegerile parlamentare. Bun,